O casă frumoasă și deosebită, unică în tot albumul lui Kurt Hilscher, o descoperim în fotografia intitulată simplu Măldărești. Solida construcție se numește culă, de la turcescul cula, care înseamnă turn și este o casă boierească de apărare. Aflăm în cula Măldărescu, construită în 1812 de boierul din Zoră, Gheorghiță Măldărescu, ulterior fiind cumpărată de Ion Gheorghe Duca în 1910. În 1932, când Hilscher a fotografiat-o, găurile destinate apărării, pe unde se putea trage cu flinta sau cu arbaleta, erau astupate, însă astăzi ele au fost minuțios restaurate în forma lor originală. Astăzi, cula Măldărești se mai numește și cula Duca, după ilustrul ei posesor. Duca o cumpără în 1910, se spune în memoriile sale că o amenajase într-o dezordine foarte plăcută, adică mergea pe la târguri și cumpăra ce considera că se potrivește aici. Cula Duca este o culă nouă, soră a faimoasei cule Greceanu, situată la mai puțin de 100 de metri, culă construită cu 200 de ani mai devreme, în 1615. Duca o folosește mai ales pentru oaspeți. Personalitățile vremii au fost aici cazate când veneau în vizită, inclusiv Regina Maria a fost de mai multe ori. Deși cula și casa lui Ion Gheorghe Duca au fost protejate cu pietre de moară la intrare, timpul s-a oprit în loc în decembrie 1933, deoarece Ion Gheorghe Duca a fost asasinat de către un comando legionar. S-a încercat să se păstreze cât s-a putut. Prin anii 60-70 a fost restaurată, după care devine muzeu. Fotografia lui Kurt Hilscher ascunde un amănunt trist. Fiind făcută în 1932, este foarte probabil ca fotograful să fi fost unul din ultimii oaspeți al lui Ion Gheorghe Duca.